A fost un adevărat spectacol în sala polivalentă din București. Festivalul românesc de judo a adunat la start aproximativ 1000 de sportivi din 6 țări, de la aproximativ 45 de cluburi de judo. Pe tatami și-au măsurat forțele și elevii legitimați la Clubul Sportiv Târgoviște, aflat sub îndrumarea profesională a antrenorilor Ilie Torcică și Gabriel Cărănescu. Turneul la care au participat peste 1000 de copii, unde au fost și 6 țări, mai exact. Noi ne-am îndeplinit obiectivele, am câștigat 8 medalii, 2 de aur și 6 de bronz. Este vorba de Oana Marinescu, campioana categoriei, Lăzărescu Claudia, medalie de bronz, Savu Alexandru, medalie de bronz, Marin Cosmina, medalie de bronz, Daria Ghinescu, medalia de aur, Pechea Dănuț, bronz, Mălăieru Horațiu, bronz și Pleșa Gabriel, medalie de bronz. O figură foarte frumoasă, au fost și 4 locuri, 5. Făcând o sinteză acestui an competițional, Gabriel Cărănescu a declarat despre activitatea elevilor săi. Anul acesta competițional a fost destul de bun pentru mine, ținând cont că știți destul de bine, am început acum un an și jumătate cu aceste două grupe de copii și cadeți, că deja sunt și cadeți unii dintre ei. Am obținut rezultate destul de bune și anul viitor sper să fie dublu decât anul acesta. Iar dacă ar face un clasament al sportivilor, ar acorda primul loc? Ar fi să dau premiul de cel mai bun sportiv Oanei Marinescu, care a demonstrat și la Naționale României și la Festivalul Național, într-adevăr, a avut cele mai bune rezultate.